caz de aici, în Poiana cu Narcise de la Negrileasa, unde se desfășoară o veche serbare câmpenească, totodată și cu concursul Cultură pentru Cultură, în cadrul căreia participăm și noi cu expoziție gastronomică, cu soliști vocali. Vă invit să faceți cunoștință cu câteva dintre preparatele noastre tradiționale. Felicitări organizatorilor, iar valorile pe care le-am premiat astăzi în această competiție sunt demne de a evolua pe scena națională în orice tip de festival național. Festivalul este un real succes pentru că deja avem mai multe ediții înregistrate aici la Negrileasa. Pe de o parte e o sărbătoare a comunității, pe de altă parte este o selecție a valorilor create în vatra etnofolclorică a apusenilor, iar concurenții care astăzi s-au prezentat în fața juriului au făcut dovada că județul cu vetrele sale etnofolclorice este încă un rezervor interesant și valoros. Interpretat o doină culeasă din Straja, de la Anuța lui Ipilui State, o femeie în vârstă, o doină de dragoste, cu care se pare că am reușit să obțin premiul solistului vocal al anului 2019. Mă simt onorată și vrem să mulțumim tuturor organizatorilor pentru tot ceea ce a avut loc astăzi aici.